Știți, o sinteză a situației juridice de până în prezent. Mâine vom trimite instanței creștine o cerere de urgentare a comunicării hotărârii pentru că aceasta să fie motivată, astfel încât să știm ce obligații avem, pentru că minuta publicată joia trecută făcea referire la considerentele hotărârii care încă nu au fost motivate, pentru că știe exact ce avem de făcut. De asemenea, vom trimite autoritățile naționale pentru reglementarea, monitorizarea publice, un punct de vedere, le vom solicita un punct de vedere oficial pe ceea ce s-a întâmplat până în prezent, având în vedere că, așa cum dumneavoastră bine ați reflectat, este o cază unică în România ce s-a întâmplat cu sala fotografică.